Hei, bună și la mulți ani! Iată că am revenit cu primul unboxing al acestui an. Mi-aș fi dorit să mă și vedeți, însă îmi cer mii de scuze, n-am avut timp să mă organizez astfel încât să mă și vedeți. Dar o să fie un unboxing drăguț. Sper să vă placă, cu multe produse noi. Peste tot unde vedeți broșuri, este setul de 60 de broșuri pe care am început să mi-l comand de ceva vreme. Aici am două geluri intime cu bumbac. Sunt ale mele. De fapt, sunt trei. În comandă aici. Așa. Acesta este o periuță pentru unghiile de la picioare sau pentru picioare. Geluri de duș, acesta este cu lăcrămioare, cu fructe exotice și a apărut unul nou pentru bărbați cu bergamotă și cardamon. Să vedem, sper să fie ok. Și aici în spate mai avem un rujuleț, este nuanța O Natural, este foarte maroniu așa. Și cred că mai am ceva pe aici pe dedesubt. Da. Un gel de duș Amazon. Ok. Aici este același gel de duș Intense Freshness pe care vi l-am arătat mai devreme. Mai am aici un Garden of Eden. Acesta este un spumant mititel cu vanilie. Am avut pe comandă două seturi full, de spray parfumat full speed, care au venit cu câte un gel de duș din acesta Amazon mic. Este și celălalt aici. Aici avem un gel de curățare pentru puncte negre. Aici este kitul de sprâncene pe care vi l-am mai tot arătat. Acesta este un scrub cu zmeură și rodie. Este foarte, foarte bun. Să știți că eu l-am încercat. Și astea sunt piesele de rezistență pe care îmi place mie să le prezint. Sunt mini cremele de mâini de la Planet Spa cu unt de shea, cu lavandă și cu ulei de argan. Sunt minunate și au un ambalaj foarte, foarte elegant. Vi l-am mai arătat eu. Astea mi le-am luat eu. Sunt pentru plăcerea sufletului meu. O porți în geantă, în ghiozdan, o ai cu tine peste tot. Le iubesc și le ador. Așa. Apoi aici avem un gel de duș anti-stres. Un gel de duș citrus. Aici avem un spray pentru fixarea machiajului sau poate fi folosit și ca primer. Beauty Blender este foarte, foarte bun. Să știți, mie îmi place foarte mult. Am mai încercat unul de la Melchior și nu mi-a plăcut. E mult mai bun ăsta. Aici avem o loțiune tonică pentru puncte negre. Mascara Big and Daring. O pilă pentru călcâie. O cremuță Nutra Effects, este cea hidratantă. Aici avem un set de pensule, dar nu pot să vi-l arăt pentru că nu este al meu. Un spumant de baie cu trandafir, crema de mâini cu unt de cacao și un, iarăși, tratament, un gel pentru extragerea punctelor negre. Aceasta este broșura campaniei 2, imediat și aici avem broșura campaniei 3. O să mai urmeze o comandă, cel puțin, vă asigur, și până data viitoare aveți grijă de voi și să nu alunecați pe gheață. Vă pup!